Pentru că alianța de stânga Noul Front Popular a ieșit pe primul loc în alegerile legislative, ea ar trebui să numească premierul. Dar au existat multe certuri interne în cadrul stângii, cu privire la cine ar trebui să conducă executivul. Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii Franța Nesupusă, a declarat în repetate rânduri că este gata să își asume rolul. La figure de Mélenchon pèse très lourd, tout en étant très rebutoire. Elle repousse énormément d'électeurs. Donc ça va poser un sérieux problème. La gauche au jour d'aujourd'hui, la gauche et les écologistes n'ont pas de premier ministre naturel qui pourrait s'imposer. Ça, c'est le premier problème qu'ils ont. Et donc, certains disent ça pourrait être Mélenchon et beaucoup, beaucoup disent ça ne peut pas être Mélenchon. Un guvern minoritar susținut de mai puțin de 289 de deputați ar însemna că alianța de stânga ar trebui să trăiască sub amenințarea constantă a unui vot de neîncredere din partea altor partide. Emmanuel Macron ar putea încerca să construiască o coaliție fragilă cu moderații din partidele de stânga și dreapta. Dar această opțiune pare mai puțin probabilă după ce mulți lideri de partid și-au exprimat opoziția față de crearea anumitor alianțe. On est en effet dans une situation de relative paralysie politique. On peut construire évidemment une coalition, elle peut avoir lieu, mais ce sera une coalition forcément baroque et fragile. Entre les Verts et les LR, il y a quand même un delta qui est extrêmement important d'un point de vue idéologique et on aurait beaucoup de petits groupes politiques avec potentiellement une perspective de nouvelles élections dans un an, ce qui va conduire tous les partis à ne pas vraiment faire de cadeau à leur partenaire. O altă opțiune pentru Macron ar fi numirea unui guvern tehnocrat cu miniștri fără afiliere politică specifică, care să se ocupe de afacerile curente. Cu toate acestea, unii experți resping ideea că aceasta ar fi soluția. Technocratic government always makes political choice. Just take the budget for instance. The budget is political choice. And you know, in September, you will have, of course, a bylaw on public finance, which is basically the budget. And there will be some choices to give more, let's say, to education, justice, or defense, or foreign affairs, or whatever. I mean, that's basically choice. So there is no technocratic government per se. We have certainly to dissipate this kind of illusion. Prima sesiune a noii adunări naționale a Franței va avea loc pe 18 iulie.